Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aș vrea să vorbim un pic despre cazul totalmente uluitor al mașinii furate cu care circulau doi deputați PSD, dintre care unul fost ministru, oprins de Poliția Frontieră, deci fostul ministru al muncii. Este vorba de Marius Budăi, deputat PSD, fost ministru al muncii, și un domn deputat pe care nu-l cunosc, dar numele dânsului este Dan Constantin Șlincu. Ei au fost opriți, cum spunea, la Vama Sculeni, în Est, unde Poliția de Frontieră a constatat că mașina, care era matriculată în România, fusese furată în Belgia în urmă cu 8 ani. Drept pentru care mașina a fost confiscată pe loc. Iată comunicatul transmis de Poliția de Frontieră, ca să avem baza de discuție. Sâmbătă, 16 decembrie, în jurul orei 20:30, în punctul de trecere a frontierei Sculeni, s-a prezentat la verificările de frontieră pe sensul de intrare în țară un autoturism marca Audi A6, matriculat în România. În urma verificărilor s-a constatat faptul că autoturismul în cauză figurează ca bun căutat pentru confiscare, alerte emise de autoritățile din Belgia la data de 5 ianuarie 2016. 7 ani. În autoturism se aflau doi cetățeni români, mașina fiind înmatriculată pe numele unuia dintre aceștia în anul 2015. Acum, trebuie precizat, trebuie să fim corect, să spunem că domnul Marius Budăi, deputat și fost ministru, a dat o lungă declarație presei în care a explicat că el era doar pasager în această mașină, care e deținută de colegul lui și că acesta a cumpărat-o de bună credință de la o persoană din Galați, și domnul deputat Șlincu a spus că el a cumpărat mașina de bună credință, că o să dea în judecată pe vânzător, mă rog. Nu avem niciun motiv să credem altceva, în mod evident, adică nu există vreo informație, vreo dovadă, și nici măcar vreo suspiciune că domnul deputat Șlincu ar deține și ar utiliza cu bună știință un bun furat. Se poate întâmpla oricui, pentru că nu noi, cetățenii, verificăm dacă ceea ce cumpărăm este furat sau nu. Sigur, dacă cumperi un chilipir, poți să intri la bănuieli. Dar nu noi, adică nu e treaba noastră. Există, adică autoritățile, statul român are o mulțime de autorități și de sisteme prin care trebuie să verifice asta și cere mormane de hârtii ca să se asigure că totul este în regulă. Și plătești o groază de bani pe autoritățile astea, plus pe toate verificările asta, sigur. Astea. Dacă stai să te gândești, aia acolo la Vama Sculeni au depistat că e furată mașina, probabil introducând în sistem seria de șaseu. În sfârșit. Singurul, nu? Da, presupun că ori da. Dacă stai să te gândești, ar trebui ca seria de șaseu să intre într-un sistem și în momentul matriculării unui autoturism. Ce ar face imposibilă matricularea de mașini furate. Cu asta venim la adevărata problemă. Mașina a fost raportată, potrivit acestor date, a fost raportată ca fiind furată după ce a cumpărat-o domnul Șlincu în 2016. Dânsul a cumpărat-o, pardon, în 2015. Mașina a fost raportată ca fiind furată în ianuarie 2016. Dar acum venim la adevărata problemă. Deci așa, când am matriculat-o, când am matriculat-o, ea nu fusese încă raportată ca fiind furată. Aha, păi da, dacă n-a fost raportată, bing, 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 bing. Asta bing e adevărata problemă. Înțelegi că dacă cum tu nu-ți plătești impozitele da, o lună, două, trei, tu, da, tu, fix tu, alții, bing, 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 exact, bing, bing, tu cu mustață. Cum e, da, tu cu mustață, ce e strâng cu mustață? Cum e posibil ca un autovehicul furat și dat în consemn să fie matriculat și să circule 8 ani prin România fără să fie identificat ca atare? Ba mai mult, mașina asta a trecut de mai multe ori granița. Adică, chiar domnul Șincu declară, citez, din 2015 am ieșit în fiecare an din țară cu mașina. Și vă reamintesc, el a fost oprit acum la intrarea în România. Nu când ieșea, ci când revenea în țară. Domnul Dan Șlincu revenea cu Marius Budăi în țară de la un eveniment politic desfășurat la Chișinău, în momentul în care au fost opriți la vamă pentru că mergeau cu mașină furată. Deci acum a fost înmatriculat, a trecut granița anual, ITP... Depinde și ce graniță a trecut. Acum bănuiesc că cei de la Sculeni, Sculeni e granița cu Republica Moldova. Da. Acolo, cred mai că practica asta e destul de întâlnită. De văzut. Trebuie să ne întrebăm asta. Mașinile trec periodic prin examinări. Odată la 2 ani, fiind mașină veche, la mâna a doua, în mod evident, odată la 2 ani trebuie să faci ITP-ul. ITP-ul asta se da, face cu programare. Programare. Și cu seria de... Da.
Trebuie să te duci cu cartea de identitate. Calculatoarele alea trebuie să învinețească, nu exact. Este registru autoroman, adică nu poți să faci oricând și oricum ITP-ul. Trebuie să te programezi. Te programezi pentru că RAR, inspectorii de la RAR pot intra inopinat, nu? Să verifice dacă totul e în regulă. Așa e. E un sistem pus la punct. Mașina asta a făcut de cel puțin 4 ori ITP-ul în această perioadă. Dacă l-a făcut, presupun că domnul deputat nu ia de inconștient să meargă cu mașină fără ITP. Deci a făcut de 4 ori ITP-ul și nu s-a sesizat nimeni? Uite că nu cred că bazele de date sunt care, conectate între ele. După care a trecut de cel puțin 2 ori frontiera, că a zis că a ieșit în fiecare an din țară. Poate a ieșit o singură dată, deci odată a ieșit, odată a intrat. Dar nu cred că l-a verificat nimeni, stai așa, că nu te verifică nimeni, nu-ți verifică nimeni seria de la... Cum nu-ți verifică? Uite, la intrarea în țară, la Sculeni, l-au verificat. Păi nu, îți verifică talonul ăsta, nu stă nimeni să-ți bage într-un calculator. Probabil că aici au făcut-o, repet, e granița cu Republica Moldova, e un pic mai specială. Aia fiind obișnuiți. Deci în 8 ani o singură verificare? În 8 ani o singură verificare? De ce mai plătim sistemele astea de verificare și de siguranță? În 8 ani o singură verificare, omul a trecut cel puțin o dată pe an frontiera. El spune, am ieșit în fiecare an, poate a ieșit de mai multe ori. Dacă ai ieșit la Giurgiu sau ai ieșit la Nădlac sau în orice altă zonă, s-ar putea să nu fie probleme. Dar ce la Nădlac? Ție ți-au verificat când ai ieșit acum la Moravița, că ne-au verificat nu știu, seria? Nu, poate au verificat și nu știm, îți cer talonul. În talon figurează și seria. Habar n-am, poate au verificat, eu n-am de unde să știu ce face omul. Ce zi, Luca, au verificat că tu ai condus. De unde știi că n-au verificat? Pentru că eu am condus. Hai cum, frate, să avem am dat actele și am dat s-a uitat în pașapoarte și în buletin și el s-a uitat la el. Nu știm dacă... Nu e adevărat, a luat talonul și a stat destul cu el. Păi că erai suspect. Tocmai pentru că ai condus geometric. Tu. Tocmai că erai, s-a uitat la tine și a zis, stai că aici avem o treabă. Nu, dar din ce știu eu, ei verifică că sunt de obicei date în consem mașini de astea mai pricopsite, știi? Ăsta, săracul, avea și mașină de 2015, de al meu. Cine să mă, eu deja în primii ani, atunci, când era mai caldă, 2016-2017, hai 2018 să bată un pic la ochi, dar acum deja e târziu. Eu spun că asta e în continuare țara formelor fără fond. Avem toate sistemele puse în funcțiune, conexiuni electronice, inspecții cu RAR, cu nu știu ce și aiurea. 8 ani, omul conduce o mașină furată, habar n-are, cred, adică n-am de ce să-l suspectez. Și autoritățile ridică din numeri, se plătesc impozite pe ea, să nu știu ce, se fac revizii, se matriculează, să, și la un moment dat, după 8 ani, găsește un polițist de frontieră care în sfârșit își face treaba. Verifică datele și descoperă, bă, stai un pic, că nu e regulă. Ce țară e asta? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.